Salut, sunt Dana, sunt mămica lui Matei și a Oliviei. Ambii copii învață la grădinița Covadis. Am ajuns aici când Matei, primul meu copil, avea 3 anișori. Prima limba lui a fost engleza, deoarece a fost la grădiniță în Praga în limba engleză și am căutat foarte mult o grădiniță potrivită în Chișinău pentru el. Pentru fiecare părinte, grădinița perfectă este o combinație de câteva criterii. Pentru noi au fost, în primul rând, locația, aproape de casă, copiii să nu obosească, în al doilea rând, activitățile pe care ei le fac acolo. Și nu doar activitățile academice, dar și cele de dezvoltare personală. Pentru noi, anume, lecțiile de dans, de actorie, oratorică, pictură, toate aceste lecții combinate au făcut ca Covadis să fie a doua casă pentru copii, deoarece nu mai trebuia să pleci în alte părți să faci activități extrașcolare. Iar pentru Olivia, adaptarea la grădiniță a fost foarte ușoară, deoarece la început a fost la altă grădiniță și a fost adaptarea foarte grea și am decis să o dăm și pe ea aici la Covadis alături de frățiorul ei. Și anume, cred că acest fapt a ajutat-o să se adapteze mai ușor aici la Covadis. Ambii copii acum sunt foarte fericiți aici la grădiniță. Pentru mine, semnul calității unei grădinițe perfecte este atunci când copilul tău în weekend vrea la grădiniță și nu acasă.